Ok, acum ai văzut, până acum ai văzut cum vezi și nu vezi omul de pe pământul lui, da? Astral cumva în 3D, era Haloima, se teleporta care cum vrea, teleporta ce înseamnă? Prin mintea și ochii altuia, asta era prin mintea colectivă, așa. La un moment dat ai văzut ca și timp, cum pe cine ce interesează, pe unde apare, da? Prin ochii cuiva, chiar proiecția apare, pleacă, vine, da? Te înțelegi cu omul ceva, ieși afară, nu mai e mașina. Da? Nu că a plecat și a uitat de tine. La tine a trecut timpul cumva altfel. Sau în partea aia altă, cu cine te-ai înțeles, a trecut, trece mai greu. Omul nici n-a văzut, tu l-ai văzut cumva în viitor. Dar n-ai văzut când pleacă sau cum vin. Ai înțeles ce zic. Bun. Și tot așa, observi acum cum, să zicem, lucrează doi oameni la ceva, da? Și la a doua zi, tot ei lucrează. Unul vede că a venit cineva să lucreze cu el, să zicem, sau nu așa. Deci, a doua zi, tot sunt acolo amândoi, dar energiile sunt într-un corp doar. Ce înseamnă energiile într-un corp sau să se zbenguie în alte corpuri? Iar mintea colectivă, iar prin ochiul minții, prin telepatic, asta era. Intra în căpșorul tău să-ți zică ceva, chiar intra în portal, domnule, în lumea ta, în casa ta, da? Închizi, moment dismiss, se dizolvă programelul telepatic. Da? Și nu mai poate nimeni să sară la tine în lumea ta pe nepusă masă, pe nepusă veste. Pe nespusă veste, da. Numai când vrei tu, asta înseamnă să spui nu, să pui gard, da? Energetic. În mintea ta nu se mai bagă nimeni. E, de exemplu, colectiv, telepatic, îți place să vorbești cu iubitul tău, el e undeva, ea îți vine cu toată lumea, tătă, copacul neamului trăiește în casa ta. Și invers. Da? Acum, închizi, telepatic nu mai vorbiți, spațiu. Ai și întrebat într-o zi, auzi ce-am zis? Nu. Chiar dacă a glumit, e aha moment dismiss și e nu. Da? În lumea ta, tu proiectezi ce crezi tu de cuvință. Bun. Cu tot dragul și respectul. Și acum vezi, auzi prin altcineva stilul de a vorbi a iubitului tău, a iubitei fetele băieții, doamne, doamne, da? Cu cine rezonează. Un stil... aveți să îmi dați că aici nu știu ce, da, să zicem, la vecin lucrează cineva. Și la un moment dat, un bună ziua înainte de asta, l-ai auzit ca și cum ai auzit iubitul tău, da, la vecin. Dar el e plecat, nu e acasă, știi? E un fel de telepatic, prin ochii minții, prin ochii pisicilor, a câinilor, șamanic mod, te urmărea de drag, nu neapărat de, da? Hai să luăm partea... frumoasa lucrurilor. Ce ai frumos și aia. Da? Te urmărea în sensul cel mai frumos. Ce faci? Că e dor. Că... Și la așa ceva închizi. Da? Nu dai voie nici urmărită nici așa. Și de-aia zic când își mai pune cineva camere de supravegheat, să, da? De drag, dacă ea nu vrea să vorbească sau el n-are timp, așa, și face ceva în grădină, tu pornești camera de supravegheat și vezi și ești departe și vezi că e bine, că e ok. Nu, nici că e bine, că e ok. N-ai voie să te bagi în lumea omului pe sensul de surprise, da? Surprise, motherfucker! Deci nu mai e surpriză, nu mai e. Asta e, surpriză egal cu te rezolvă așa cum vrea, mușchii lui din altă lume, a cui n-au fi și cum înțelege dragostea și cum înțelege stilul de viață. Și... Nu, tu răspunzi de tine, tu dai voie sau nu, tu ai închis tot, toate oberlichturile, toate
ușile, toate geamurile, tot sub pământul, subteran, deasupra, da? Și scut. Și nu mai trece nimeni, da? Așa, și a ieșit ceva. A ieșit la suprafață, da. Și de aia, cine a făcut lucrul ăsta? Cu drag. Primește 7 cuțite acum. Poartă 7 cuțite de durere și de transformare a organismului. Pentru că așa s-a trăit, da. Dar nu poți să intri fără voia omului în intimitatea omului. Ce e intimitatea omului? Orice ce ține de câmpul energetic a omului. La om, în câmpul energetic. Se poate? În câmpul, nu la ușă, nu. În gând, se poate? Nu. Nu se poate. Nu se poate pentru că nu s-a înțeles, omul vine cu tot neamul. Da? Până înțelege cum e și îl vezi singur, o vezi singură, o sumonezi, se lasă sumonat, sumonată, da? Numai o persoană unde e clear, aia înseamnă scanarea, asta înseamnă scanările, asta înseamnă vama, da? S-a proiectat vama în afară, ei, vama energetică e la fel. Când e urmărit, scanat, să nu aibă nimic, omul să fie curat și să nu piuiețiuie. Piuiețiuie era lume multă din altă lume. Da? S-a proiectat care nu știe fier, nu știe cuțit, nu știe pisnă, n-ai treabă. E lumea care vrea să treacă, să sară pârleazul și nu e voie. Pentru că, deocamdată, că poate până la urmă se înțelege lumea și înțelege că e voie să te bagi în căpșorul cuiva sau nu. Deocamdată cât e lumea în mintea colectivă, că așa s-a trăit, be my guest, da? Ok, mergem mai departe.